Femeia Mării de Henry Gibson. În distribuție Valeria Seciu, Victor Ebengiuc, Alexandru Repan. Regia artistică Olimpia Arghir. Domnișoară Angel, permiteți să vă întreb. Așteptați vreun musafir astăzi? De-ați umplut casa și veranda cu atâtea vase cu flori? Da, îl așteptăm pe profesorul Arnold. Trebuie să vină în dimineața asta la noi. A sosit în ora așa noapte. Nu-l chema tot Arnold pe ăla care a fost chiar profesorul dumneavoastră în urmă cu câțiva ani? Da, e chiar el. Tocmai de asta vrem să decorăm casa. Da, înțeleg. Eu mai am puțină treabă prin casă. La revedere. La revedere, domnișoară Bole. Bună ziua. Bună ziua. Am onoarea. De fapt, n-am avut plăcerea să vă cunosc, deși... Sunteți cu siguranță pictor. Se vede destul de limpede că sunt... Mă dau de gol și valetul și bereta, nu? Și de ce n-aș fi pictor la urma urmelor? Sigur se vede. Permiteți să intru și eu puțin înăuntru, în grădină? Vreți să vă uitați la ce lucrez eu? Da, ține chiar foarte mult. Intrați prin portița aceasta. Da, priviți pânza de pe șevalet. Mă ocup acum de porțiunea asta de fiord între insule. Da, văd. Aici, pe recif, în planul din față, trebuie să zacă o sirenă gata să-și dea duhul. Da, dar de ce trebuie neapărat să-și dea duhul? Pentru că s-a rătăcit aici înăuntru un fiord departe de mare și nu mai poate găsi drumul înapoi. De aceea zace și moare aici, în apa asta sălcie. Acum, pricepeți? Da, așa deci. Doamna de aici, din casă, mi-a inspirat ideea cu sirena, tânăra soție a doctorului Vangel, doamna Elida Vangel. Da, și ce titlu îi veți spune tabloului când va fi gata? Am de gând să-i spun Sfârșitul sirenei. Mi se pare un titlu foarte potrivit. Fără îndoială o să iasă ceva frumos. Am impresia că vă pricepeți. Sunteți și dumneavoastră tot... Pictor, vrei să spuneți? Da. Nu, domnule, nu sunt pictor. Însă am de gând să mă ocup de sculptură. Mă numesc Hans Lingstrand. Nu sunt pe aici prin stațiune decât de vreo 2 săptămâni. Însă am să văd dacă n-aș putea rămâne toată vara. Trebuie să mai prind ceva puteri. Ești cumva bolnav? Nu, sunt cam debilitat. Dar nu e nimic grav. Simt doar un fel de apăsare în piept când respir. M-am gândit să-l consult pe doctorul Vangel cu vreun prilej oarecare. Neapărat așa să faci. Sosește din nou un vapor. E plin de pasageri. În ultimii ani, turismul a luat avânt aici, în stațiune. Sunteți originar de aici? Nu sunt. Însă m-am aclimatizat. Timpul și prieteniile m-au făcut să mă simt legat de locurile astea. Da, așadar locuiți de mult aici. De vreo 18 ani. Vaporul a tras de debarcader. Trebuie să mă duc la hotel. Poate vreunul dintre noi veniți are treabă cu mine. Mă mai ocup și cu frizeria și cu coafura, ca să zic așa. Sunteți de-a dreptul universal. Dacă ai vreodată ceva în legătură cu părul, dacă ai nevoie de puțină pomadă sau de altceva, mă rog, de orice, întreabă imediat de profesorul de dans Balestet. Profesor de dans? Președintele Uniunii Suflătorilor, cu voia dumneavoastră. De seară avem concert la Belvedere. Te salut. Vă salut.
Uite, Bolet, am adus taburetul. Așează și tu florile alea undeva mai repede. Bună dimineața, domnișoară. Bună dimineața. Azi v-ați luat în sfârșit inima în dinți și ați intrat și aici la noi? Da, mi-am permis să intru un pic. Ați fost la scăldat? Da, da, am intrat puțin în mare. Am zărit-o pe mama dumneavoastră acolo. Tocmai intra în cabină. N-ai văzut cumva în fiord barca tati? Da, parcă am zărit o barcă cu pânze, nu? Venea spre țărm. Da, era sigur tata. A fost să-și facă vizita la bolnavii de pe insulă. Ah, e de-a dreptul impresionant. Toate florile astea pe care le-ați pus aici, s-ar zice că în casa asta e o zi festivă. Chiar așa și este. Da, vedeți, vedeți, aproape am ghicit. Probabil că astăzi e ziua de naștere a tatălui dumneavoastră. Nu, a mamei. Așa, deci de... A mamei dumneavoastră. Lasă-mă în pace. Ei, atunci vă spun la revedere, domnișoarelor. La revedere. La revedere, domnule Instrand. Vă rog astăzi să ne scuzați, dar altă dată. În sfârșit, când veți avea timp și când vă face plăcere, vă rugăm să poftiți să faceți o vizită tati și chiar celorlalți din casă. Vă mulțumesc frumos. Am să vin cu foarte multă plăcere. La revedere. Adieu, monsieur. Vine tata. Am întors iar lângă voi, fetițele. Ce bine că ai venit, tata. Nu e valiza. Te-ai făcut liber pentru toată ziua, tată? Nu, Hilde, nu mai trebuie să cobor pentru o clipă până la birou. Spuneți-mi, nu știți cumva dacă a venit Arhon? Da, da, a venit astă noapte. Am trimis deja la hotel să întrebe de el. A, deci încă nu l-ați văzut? Nu, dar e sigur că vine la noi la dejun. Da, sunteți numai voi două acasă? Da, da, ea s-a dus la... Mama e pe plajă. Da. Da, știți ce, copii, vreți să lăsați tot așa toată ziua? Doar știi și tu despre ce e vorba, tată. Azi e ziua mamei, a mamei noastre. Da, desigur, dar vedeți voi... Oh, Doamne, Doamne, în fund... E atât de firesc să ne amintim de ea, de cea care nu mai este acum printre noi. Bine, de altfel, uite, Hilde, du-mi valiza, dar fără fasoane de-astea, copii. Pricepeți, doar tocmai pentru că noi, în fiecare an, nu fiindcă mă gândesc ce-ar putea spune, dar noi, ce să-i faci, ce să-i faci, dacă nu se poate altfel... Ia uitați-vă la domnul acela care se vede acolo departe. E sigur profesorul. Ăla? O, nu, știi că ai haz. Ăla e un domn aproape bătrân, cum o să fie Arnold? Stai puțin, copii, stai puțin. Da, niciunul nu prea cred că e... Ba da, nu, sigur, el da. Este. Oh, Dumnezeule, dar n-aș fi crezut. Bună dimineața la toată lumea. Bună dimineața. Bine ai venit, profesore, dragă. Îți spun din toată inima, bun venit pe vechile mele aguri. Mulțumesc, mulțumesc. Doctor Ivan, mii de mulțumiri. Uite și fetele. Nu le-aș mai fi recunoscut nici pe una, nici pe cealaltă. Te cred. Poate totuși pe Bolet. Sigur pe Bolet aș fi recunoscut. E greu totuși, mi-i închipui. Au trecut vreo 9 ani de când ai văzut-o ultima oară. Și aici multe s-au schimbat. Da, bineînțeles. Acum aveți în casă două fete de măritat. De măritat nu-i decât una. Ia uite ce spune tata. Să trecem pe verandă, e mai răcoare. Poftește, te rog. Mulțumesc, doctore, dragă, mulțumesc. Așa, acum hai să poți să stai comod în balansoarul ăsta și o să poți odihni puțin. Pentru că parcă am obosit după călătorie. Da, n-are nicio importanță. Aici, în cadrul ăsta... Tată, să aduc o sticlă de sifon și sirop în camera dinspre grădină, da? Aici, foarte curând, se va face prea cald. Bine. Hilde, du variza jos în birou. Chiar acum? Bolet, e într-adevăr superbă. Sunt splendide fetele dumitale. Da, nu-i așa? Tocmai o admiram pe Bolet. Și pe Hilde, bineînțeles. Dar dumneata, doctore dragă, te gândești să rămâi aici mereu? Cam așa cred că o să se întâmple. Aici am fost născut și legănat, cum s-ar spune. Aici am trăit atât de fericit, atât de adânc fericit cu aceea care ne-a părăsit atât de timpuriu, pe care ai cunoscut-o când erai la noi, Arnholm. Da, da. Și tot aici trăiești și acum, la fel de fericit cu aceea care i-a luat locul. Aș putea spune că, într-adevăr, soarta a fost bună cu mine. Da. Soția dumitale nu e acasă azi? Ba da, trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. A coborât să facă baie. Face baie în mare în fiecare zi, cam pe la ora asta. Oricum ar fi vremea.
Asta e singura plăcere a vieții ei. Țin minte de mult asta. Da, așa este, da. O cunoști pe Elita de când era învățător la Skjoldvigen. Înțelege, o întâlneam mai ales când treceam pe la far, ca să-l vizitez pe tatăl ei. Ei, anii pe care a petrecut acolo au lăsat urme adânci, poți să mă crezi. Oamenii de aici, din oraș, nu pot să priceapă asta. Au păreclit-o femeia mării. Așa îi spun? Da, așa că mai vorbește cu ea despre perioada aceea, dragă Arholm. Îi va face mult bine. Ai motiv să o crezi? Da, desigur, desigur. Acolo ești, Wangler? Da, dragă, da. Uite-o, sirena mea. Nu ți-e frig? Ai părut. Domnului, cât te văd eu aici, cât ai venit? Chiar adineaur, numai de câteva minute. Nu vrei să saluți un vechi cunoscut? Ah, ai sosit, deci, domnule profesor Arholm. Bine ai venit, iartă-mă că n-am fost acasă. Te rog, te rog, nu te deranja cu nimic pentru mine. Apa a fost bună? Rece astăzi, da? Rece? Aici apa nu e niciodată rece. Călduță ca o gargară, fără pic de vlagă. Apa e bolnavă aici în fior. Bolnavă? Da, bolnavă. Cred că te și îmbolnăvești. Hai, ai lăudat destul stațiunea noastră. Mai curând cred că între dumneata, doamnă Wangel, și mare s-au stabilit un fel de legătură cu marea și cu tot ce ține de ea. Da, poate să fie și așa. Am ajuns aproape să o cred și eu. Ai observat ce cadru festiv au pregătit fetele în cinstea dumitale? Da, nu, e cam târziu. Eu trebuie în să mă... cinstea mea? Sigur, nu este o zi obișnuită astăzi. Dragă Elida, te rog, ocupă-te tu de bunul nostru prieten o clipă. Da, da, trebuie să cobor până la birou și mai trebuie să mă și schimb. Dar nu zăbăvesc mult. Zezi-ți liniștit de treburile dumitale, doctore dragă. Soția dumitale și cu mine sper să nu ne plictisim. Nu mă îndoiesc. La revedere, pe curând. Nu ți se pare că e plăcut aici? Da. Mi se pare chiar foarte plăcut. Da. Când ți-am ieșit ultima dată în cale acolo la Skjoldvigen, vreau să spun, a trecut multă vreme de atunci. Da, sunt vreo 10 ani buni de când ai fost acolo, la noi acasă. Da, dacă am așa ceva. Și când mă gândesc la dumneata, te văd acolo sus, în turnul farului, băgâna, cum îți spunea pastorul cel bătrân, pentru că tatăl dumitale te-a botezat așa cu un nume de corabie, Elida. Ei și? Orice mi-aș fi putut închipui mai ușor decât că într-o zi o să te întâlnesc aici, soția doctorului Wangel. Da, pe vremea aceea Wangel nici nu apăruse. Pe atunci mai trăia mama copiilor, mama adevărată. Așa e. Dar chiar dacă Wangel n-ar fi fost, chiar dacă ar fi fost cu totul liber, nici atunci nu mi-aș fi putut imagina vreodată că s-ar putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Da, nici eu pe vremea aceea. Da, pentru nimic în lume. Wangel însă e un om cum se cade. Da. Se bucură de stimă. Da, da, chiar așa este. Chiar așa. Dar trebuie să fie atât de funciar deosebită de dumneata, după câte mi se pare. Da, ai dreptate. Așa este. I-ai povestit soțului dumitare despre mine? Mă refer, bineînțeles, la pasul acela zadarnic legat de iluziile pe care le-am făcut odinioară. Nu, cum poți crede? Niciun cuvânt. Nu i-am spus nimic despre lucrul acela la care face aluzie. Mă bucur, pentru că mă simțeam cam stânjenit la gândul că... Dar nu, fii liniștit, nu. I-am spus doar, și asta este adevărul, că am ținut foarte mult la dumneata și că erai cel mai de încredere și mai bun prieten pe care l-am avut acolo. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate. Spune-mi, de ce nu mi-ai mai scris de când ai plecat? Urmata, de ce n-ai scris? Eu? Să fac eu începutul? Să fiu poate bănuit că vreau să renod după un refuz ca acela pe care l-am primit? Da, te înțeleg bine. Și de atunci nu te-ai mai gândit să te apropii de cineva? Nu, am rămas credincios vechilor amintiri. Ai, lasă vechile amintiri. Lasă-le să le spulbere vântul. Eu așa aș zice. Să-ți găsești o femeie cu care să te căsătorești. Da, care să te facă fericit. Ar fi trebuit să se întâmple mai demult asta, doamnă Wangel. Nu uita, mi-e și rușine să spun, am împlinit 36 de ani. E un motiv în plus să te grăbești. Ascultă, dragă Arnholm, am să-ți spun ceva. Da. Ceva ce nu ți-aș fi spus atunci, chiar dacă ar fi fost vorba de viața mea. Spune. Când ai făcut pasul acela zadarnic, așa cum ai spus adineauri, da,
Eu n-aș fi putut să-ți răspund altfel decât așa cum ți-am răspuns. Știu, nu puteai să-mi oferi decât o prietenie sinceră, știi? Știu. Da, da, nu știi că tot sufletul meu și toate gândurile mele erau în altă parte. Pe atunci? Da, atunci. A fost cea mai mare nebunie și cea mai mare rătăcire. Se poate, fă-mă să înțeleg. Dă-mi mai multă amănunte. E destul să știi că pe vremea aceea eram legată de cineva. Cum? Da, cum știi. În ce scop mi-ai spus toate astea? Am nevoie de cineva să-mi descarc sufletul. Nu, 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 stai jos, te rog. Soțul dumitale nu știe așadar nimic de... I-am mărturisit de la început că nu vii lângă el cu inima întreagă, că inima mea a fost a altuia. Mai mult n-a vrut să știe și eu n-am stăruit. La ce bun? În fond nu fusese vorba decât de o nebunie de care am scăpat repede, destul de repede și într-o oarecare măsură, vreau să spun. Numai într-o oarecare măsură? Nu de tot? Nu, 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 nu. Arholm, nu, nu e deloc așa cum îți închipui. E greu de înțeles și e greu de spus. Așteaptă puțin. Cred că e cineva la portiță, o vizită probabil. Oh, le cauți pe fete, domnule Lindstrand? Oh, sunteți acasă, domnule Vanguard? Da, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Nu, nu, nu pe ele. Nu pe domnișoare le caut. Pe dumneavoastră personal. Oh. Vă rog să-mi permiteți să vă ofer acest buchet de flori cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Ziua mea de naștere? Da, domnișoara Hilde a trădat secretul. Am mai fost pe aici astăzi odată, ceva mai devreme. Oh. Și l-am întrebat pe domnișoare de ce fac toate pregătirile astea. Da. Atâtea flori și... Si? Și domnișoara Hilde mi-a răspuns că astăzi e ziua de naștere a mamei. A mamei? Elida. Ah, așa de ce? Da. Bine, dacă ai aflat, atunci... Permiteți-mi, deci, să vă felicit, doamnă. Mulțumesc foarte mult pentru flori. Da, sunt foarte frumoase. Fii, te rog, amabil și ia loc o clipă, domnule Lindstrand. Mulțumesc. Faceți vă cunoștință. Domnul Lindstrand, domnule profesor. Îmi pare bine, domnule. Arholm. Da. Povestea asta cu ziua mea de naștere trebuie să rămână un secret, domnule profesor. Fără îndoială că așa trebuie. Nu e ceva pentru noi, cei neinițiați. N-am să pomenesc nimănui nimic. No, nu e ceva chiar atât de important. Dar ce mai faci, domnule? Am impresia că arăți mai bine ca înainte. Da, și eu cred că merge mai bine acum. Și la anul am să mă pot face sculptor, așa cum mi-am dorit întotdeauna. Gândiți-vă, să modelez argila. Argila asta atât de generoasă, care ți se supune, căreia cu degetele tale îi poți da forma pe care o dorești. Și ce vrea să modelezi? M-am gândit să fie o femeie tânără. Soția unui marinar care doarme lungită. Doarme straniu de neliniștită și visează. Na, cred că am să pot face în așa fel încât să se vadă pe chipul ei că visează. Singură? Nu. Nu, ar mai fi cineva. S-ar putea spune conturul cuiva care ar fi soțul ei. Soțul ei pe care l-a înșelat. L-a înșelat când era plecat departe pe mări. Și el s-a înnecat. Cum? Ce spuneai? S-a înnecat? Da, s-a înnecat în timpul unei călătorii pe mare, doamnă. Dar ceea ce este și mai ciudat e că s-a întors totuși acasă, în timpul nopții. Și acum stă în fața patului și se uită la ea. Trebuie să curgă apa de pe el, înțelegeți? Ca și cum atunci ar fi ieșit din apă. Ce straniu! Pot vedea atât de limpede toate, de parcă le-aș fi trăit. Eu le-am cam trăit, doamnă, ca să spun așa. Le-am cam trăit. Da? Spune-mi tot ce știi. Hai, spune-mi tot ce poți. Trebuie să știu tot. Trebuie să știu tot. Trebuie să știu. Asta e ceva anume pentru dumneata, ceva din spiritul meu. Da, hai, spune, domnule Lindstrand, spune. Cum s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat. S-a întâmplat odată mai de mult, când eu lucram pe mare și când să pornim spre casă cu bricul nostru dintr-un oraș căruia îi zicea Halifax. S-a îmbolnăvit șeful de echipaj și a trebuit să-l internăm în spitalul de acolo. Și atunci am angajat pe altul în locul lui. Și într-o noapte s-a strânit o furtună. Toți oamenii erau pe punte. Numai șeful de echipaj și cu mine rămăsesem în cabină. El își scrântise un picior și nu putea să umble. Eu mă simțeam slăbit și zăceam cu cușeta mea. El stătea în cabină și citea niște ziare vechi. Da, spune, spune. Dar cum stătea el așa, deodată îl aud că scoate un urlet.
S-a măritat. S-a măritat cu altul. S-a măritat cu altul în timp ce eu eram departe, pe mare. Da. Și pe urmă, ce s-a întâmplat după aceea? Ei, după aceea, după aceea s-a întâmplat ceva atât de straniu. N-am să uit toată viața. Nu, n-am să uit cât voi trăi. Pentru că a spus de data asta foarte calm: totuși a mea e și a mea va fi. Și mă va urma chiar dacă va trebui să mă duc acasă la ea să o caut ca un înnecat. Ce zăpușală e astăzi. Ei, aș spus vorbele astea cu o voință atât de fermă încât am simțit că e în stare să și facă ce spună. Da, și mai știi ceva despre ce s-a întâmplat cu omul acela? O, doamne, cred că nu mai e în viață. De ce crezi asta? Vedeți, după aceea am naufragiat în canalul Mânecii. Eu am nimerit în șalupă cu capitanul și 5 oameni. Secundul s-a urcat în iolă. Cu el mai era șeful de echipaj și încă un om. Și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el? Nu, absolut nimic, doamne. De aceea mi-ar plăcea atât de mult să fac o operă de artă cu subiectul ăsta. Pe soția necredincioasă marinarului parcă o văd aieve în fața ochilor. Și pe soțul înșelat, care vrea să se răzbune după ce s-a înnecat. Și care, înnecat și mort, se întoarce acasă. Îi văd foarte limpede pe amândoi. Da, și eu. Să intrăm în casă, da? Să mai bine să coborâm la Vangel. Ai ce să puși ală înăbușitoare. Da, vă mulțumesc frumos. Nu, am venit numai să vă fac o scurtă vizită cu ocazia zilei de naștere. Da, la revedere și vă mulțumesc pentru... La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Văd că te-a tulburat povestea cu marinarul, dragă doamnă Vangel. Da, da, bine ai spus, chiar dacă... Palavrele acelea cu mortul te-au zguduit atât de rău. Și eu care credeam că... Ce credeai? Ce? Credeam natural că joci teatru. Da, credeam că de fapt suferi cu totul și cu totul pentru altceva. Pentru că aici, în casă, se sărbătoresc evenimente familiale în secret. Și pentru că soțul și copiii dumitale trăiesc amintiri la care nu ai dreptul să iei parte. Nu, nu, pot să facă ce vor, cum vor. Eu n-am niciun drept să-i cer soțului meu să fie cu totul și cu totul numai al meu. Mie mi se pare că ai dreptul. Poate. Nu, 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 totuși nu l-am. Așa stau lucrurile. Pentru că și eu trăiesc ceva, ceva de care ceilalți toți sunt străini. Dumneata? Da. Trebuie de să înțeleg că nu mai ții la Vangel? Ba da, ba da, ba da. Am ajuns să țin la el din tot sufletul. Tocmai de aceea e atât de groaznic ceea ce se întâmplă. Groaznic, inimaginabil de groaznic. Ar trebui să-ți descarci sufletul. Nu vrei, doamnă Vangel, te ascult, spune-mi. Nu pot, nu pot, acum cel puțin... Nu pot, poate mai târziu. Vine tata de la birou. N-ar fi mai bine să intrăm toți în camera care dă în grădină? Ba da, Bolet. Să mergem. Gata. Să ne liberi și de pe mine. Ei, acum am putea gusta ceva bun, ceva lucruitor. Ia te uita, ce flori frumoase. Cine ți le-a oferit ăla? Le-am primit de la sculptorul Lindstrand, draga mea Hilde. Cu ocazia zilei mele de naștere. Pricepi tu? Animalul. Da, vezi tu... Trebuia să-ți spun, draga, scumpa mea Eliza. Fetelor, să punem florile mele în apă la un loc cu celelalte. Mulțumesc. Îți mulțumesc din inimă, Elida. Dar mi-e firesc să fac și eu pregătiri pentru ziua de naștere a mamei? În fond e totuși foarte drăguță. Da, mai muțăreli. Se poartă așa numai ca să-i placă tati. O minunată noapte de vară. Bine, dragă Gidea. De ce trebuie să fugim de Lindstrand? Pentru că, dragă Bolet, nu pot suferi să urc atât de încet cu asta. Uite, 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 dar nu știi cât e de bolnav. Vai. Le rog pe domnișoare.
Să mă scuze, dar nu pot să merg atât de repede ca dumneavoastră. Ați luat și umbrele de soare cu dumneavoastră, domnule Lindstrand? Da, da, e a mamei dumneavoastră. Da. Mi-a spus să o folosesc drept baston, știți? N-aveam cu mine niciun baston. Restul grupului a rămas jos, adică tata și ceilalți? Da, pe urmă o să urce și ei, după cum spunea mama dumneavoastră. Ah, știți, știți că mai târziu va fi dans acolo unde e orchestra? Ah, da, am auzit. Vă place să dansați? Ei, da, domnișoară Hilda, mi-ar plăcea să dansez dacă aș putea. Nu pot din cauza plămânilor. Ah, fiind și ceilalți, uite acolo jos. Nu mai dar știi pe unde să ia. Uite, uite, au luat o raznă. Alerg până la cotitură și strig. Ar trebui să strigi cam tare. Nu, n-are rost, te-ai obosit din nou. La vale merg foarte ușor. Da, da, la vale, da. Uite-l că face și salturi. Nici nu se gândește că mai trebuie să și urce înapoi. Bietul de el. Dacă te-ar cere Lindstrand, l-ai luat? Cred că mai curând l-ai luat tu. N-are un gologan. În sfârșit, nici lui Arhol nu-i prea place să urce. Ia vino să te uiți un pic, vino. Uite, femeia mării merge lângă el și discută amândoi, fără tata. Nu m-ar mira deloc dacă și-ar face ochi dulci. Ar trebui să-ți fie de-a drept rușine, așa ar trebui. Cum poți să vorbești așa despre ea? Tocmai acum când am început să ne înțelegem atât de bine. Sigur, așa ți închipui tu, fetițo. Nu, niciodată nu o să ne înțelegem, niciodată. Ea nu face de noi și nici noi de ea. Nu m-ar mira deloc dacă într-o bună zi ar nebuni aici, sub ochii noștri. Să nebunească? Cum poate să-ți treacă prin cap până acasă? Mm-hmm. Auzi, au sosit. Bine că ați ajuns cu toții sus. Acolo e mare. Bună seara. Vai, dar nu vi se pare că e foarte frumoasă culmea aceea, domnule Arholm? Da, este splendidă priveliștea. Încântătoare, domnișoară. De acolo, de la Los Colen, priveliște e mai încântătoare. Vrei să urcăm și noi acolo, Elida? Nu merg. Dar voi puteți să vă duceți. Eu rămân să vă aștept aici. Bine, atunci rămân și eu cu tine. Fetele or să știe și fără noi să-i arate domnule Arnon priveliște. Mergeți cu noi, domnule Arnon? Cu multă plăcere, domnișoară Boy. Mergem și noi, domnule Lindstrand. La braț, domnișoară? Sigur, de ce nu? Mi-ar plăcea. Chestia asta e teribil de amuzantă. Teribil? Da. Parcă am fi niște logotnici. Probabil că nu v-ați mai plimbat până acum niciodată cu o doamnă la braț, domnule. Elida, dragă, avem și noi câteva clipe ale noastre. Da. Aici e bine și liniște. Să stăm puțin de vorba amândoi. Despre ce? Despre tine și despre relațiile dintre noi. Îmi dau bine seama că lucrurile nu mai pot merge așa. Și ce altceva ar putea fi, după părerea ta? Încredere totală, draga mea. Viața comună, ca mai înainte. Dacă ar fi posibil. Da, e ceva cu totul imposibil. Cred că te înțeleg. Nu e adevărat. Nu, să nu spui că ai înțeles. Ba da, nu, tu ești o natură cinstită, Elida, un suflet fidel. Da, așa e. Ca să te poți simți fericită și liniștită, trebuie ca toate să fie limpezi și depline. Așa va să zică. Tu nu te-ai putut obișnui cu gândul că ești a doua soție a unui bărbat. Dar ce ți-a venit să te gândești acum la asta? De multe ori am simțit-o ca un presentiment. Astăzi mi-a pare foarte clar. Aniversarea pe care au pregătit-o copiii, ai văzut în mine un fel de complice. Vezi, amintirile unui bărbat nu pot fi suprimate, cel puțin ale mele în niciun caz. Așa sunt eu. Da, știu bine. Dar totuși greșești, pentru că te porți aproape ca și cum mama copiilor ar mai trăi. Ca și cum ea ar fi aici, invizibil, dar aici, între noi. Tu crezi că sufletul meu e împărțit între tine și ea. Gândurile astea te frământă. Ți se pare că ar fi ceva necuvincios în relațiile dintre noi. De aceea nu mai poți sau nu mai vrei să trăiești cu mine ca soția mea. Ai văzut toate astea, Vangel? Ai privit adânc în toate astea? Da, și îmi dau foarte bine seama că e mai mult decât asta, Elida, draga mea. Mai mult decât atâta? Da. Știu că nu pot suporta nici clima de aici. Munții îți apasă, îți oprimă sufletul. Aici nu-i destulă lumină pentru tine și nici destul cer în jurul tău. Vântul nu-i destul de puternic și de larg pentru tine. Da, asta e chiar așa. Da, ai dreptate. Noapte și zi, iarnă și vară,
Mă copleșește dorința asta secretă. Chemarea mării. Știu asta destul de bine, scumpa mea Enida. De aceea, acest copil suferind trebuie să se întoarcă din nou la el acasă. Ce vrei să spui? Ceva foarte simplu. Ne mutăm. Ne mutăm? Da. Dar într-un loc deschis, spre mare. Într-un loc unde să poți găsi un cămin potrivit pentru sufletul tău. Dragul meu, să nu te gândești la asta. E cu neputință. Tu nu poți trăi fericit în altă parte decât aici. Fie ce-o fie. De altfel, nu crezi că aș putea să trăiesc fericit aici, fără tine? Dar eu sunt aici și aici rămân. Sunt a ta. Ești a mea, Elina? Nu mai vorbi așa. Aici e toată viața și tot sufletul tău. Toată truda vieții tale aici e. Nu, fie ce-o fie, ți-am mai spus. Plecăm de aici, plecăm în alt loc. Hotărârea este irevocabilă, dragă Elina. Nu, e lucru hotărât, ți-am spus, plecăm. Nu, atunci. Orice s-ar întâmpla, e mai bine să-ți spun totul așa cum este. Hai, vină. Uite, să stăm aici. Da. Am să încerc să-ți spun cât mai lămurit am să pot. Și așa cum mi se pare mie că știu. Spune, Elina. În ziua când ai venit acolo, la noi, și m-ai întrebat dacă pot și vreau să fiu a ta, atunci mi-ai vorbit deschis și cinstit despre prima ta căsătorie. Fusese atât de fericită, spuneai. Chiar așa a și fost. Da, cred, dragul meu. Și nu de asta ți-am pomenit de ea. Vreau să-ți amintesc doar că și eu, la rândul meu, am fost cinstită cu tine. Ți-am spus limpede, deschis, fără să-ți ascund nimic, că odată în viața mea am ținut la un altul, că ajunsesem la un fel de logodnă. Un fel? Da, așa s-ar putea numi. Dar n-a durat mult. El a plecat într-o călătorie. Atunci eu am vrut să las la o parte tot ce a fost. Asta ți l-am mai spus. Da, dragă mea. Nu, dar de ce scormonești un trecut îndepărtat? În fond, ceea ce s-a întâmplat atunci nu avea nicio legătură cu mine. Și eu nici nu te-am întrebat vreodată cine era. Da, nu, n-ai întrebat. Tu ești întotdeauna atât de prevenitor cu mine. În cazul ăsta aș putea încerca să ghicesc și singur numele. Numele? Da, acolo la Skjoldviken și prin împrejurim nu prea erau mulți dintre care să poți alege. Sau mai bine zis, nu era decât unul singur. Oh, crezi poate că era Arnholm? Da. Nu era el? Nu. Nu el? Atunci hotărât mi-a slăbit memoria. Îți amintești că într-o toamnă târzie a venit un vapor mare acolo la Skjoldviken? Din pricina avariilor pe care le suferise vasul. Da, mi-amintesc foarte bine. La bord a fost găsit într-o dimineață capitanul vasului asasinat în cabina lui. Am fost personal pe vas și am făcut autopsia cadavrului. Da, ai fost. Îl asasinase șeful de echipaj. Asta nu poate spune nimeni, pentru că lucrurile nu s-au lămurit niciodată. Da, aproape că nu mai există îndoială. Pe aminteri, de ce s-ar fi sinucis șeful de echipaj aruncându-se mare așa cum a făcut? Nu s-a necat. S-a îmbarcat pe un vas pentru nordul Norvegiei. De unde știi asta? Pentru că, Vangel, pentru că șeful de echipaj este bărbatul cu care am fost eu logodită. Ce tot spui? Cum e posibil? Da, așa este, el era. Elida, cum ai putut să faci asta? Să te logodești cu un om ca acela, un om cu totul străin. Cum îl chema? Pe atunci îl chema Freeman. Pe urmă scrisorii scria Alfred Johnston. De unde era? De sus, din Finnmark, spune el. De altfel se născuse în Finlanda. Emigrase de copil cu tatăl său, după câte cred. Așadar un finlando-norvegian, un kven. Da, așa li se spune. Ce mai știai despre el? Numai că plecase de foarte tânăr pe mare și că a călătorit mult. Altceva nu mai știai? Nu vorbeam despre asta. Atunci despre ce vorbeați? Vorbeam mai mult despre mare. Despre mare. Da, despre furtuna și despre marea liniștită. Despre nopțile întunecate pe mare. Mai vorbeam și despre marea care strălucește toată sub razele soarelui. Dar cel mai mult vorbeam despre balene și despre delfini și despre focile care au obiceiul să se lungească pe recife în căldura miezii. Și mai vorbeam despre pescăruși și vulturi și despre toate celelalte păsări de mare pe care le știi. Gândește-te, extraordinar. Când vorbeam despre astea, mi se părea că și păsările și toate viețuitoarele mării sunt înrudite cu el. Și tu, Elina? Da, tu? Mi se părea că și eu mă rudeam cu toate la un loc. Așa.
De aceea te-ai logodit? Da, el spunea că așa trebuie să fac. Trebuie? Tu personal nu aveai voință? Nu, nu, când era el în preajma mea, nu. Mai târziu mi s-a părut că era ceva cu totul de neînțeles. Ai stat de multe ori împreună cu el? Nu, nu de prea multe ori. Odată a venit la noi ca să vadă farul. Atunci ne-am cunoscut. Pe urmă ne-am mai întâlnit din când în când. Apoi s-a întâmplat povestea aceea cu capitanul și a trebuit să plece. Da, 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 spune-mi ceva mai multe despre asta. Era de vreme de tot în zori când am primit un bilet de la el, la Brathammer. Știi promontorul acela dintre Far și Skellige? Da, da, sigur, sigur, îl cunosc foarte bine. Trebuie să vii imediat, scrie el, pentru că am ceva de vorbit cu tine. Și te-ai dus? Da. Niciodată n-ai să ghicești ce a trecut prin minte. Ce? Spune odată. A scos din buzunar o verică de metal pentru chei și a tras din deget un inel pe care obișnuia să-l poarte. Mi-a scos și mie din deget un mic inel pe care îl purtam de mult. A vârât în verica aceea pentru chei amândouă inelele și a spus că acum trebuie să ne încredințăm amândoi mări. Să vă încredințați? Da, așa a spus. Și pe urmă a aruncat verica cu inelele noastre. A aruncat-o cu toată puterea, cât mai departe, în adâncul mării. Și tu, Elida, te-ai potrivit tu la toate astea? Închipuieți. Mi se părea atunci că totul este așa cum trebuie să fie. Și după ce a plecat? Crede-mă că în curând mi-a venit în fire. Am ajuns să pricep că totul fusese curat în nebunie, ceva fără niciun rost. Vorbea din aur de scrisoare. De atunci ai mai auzit, deci, de el? Da, am mai auzit. Mai întâi am primit vreo două rânduri. Îmi indica adresa unde pot să-i răspund. Și ai răspuns? Îndată. I-am scris, bineînțeles, că totul se sfârșise între noi, că nu trebuie să se mai gândească niciodată la mine, după cum nici eu n-am să mă mai gândesc la el. Și ți-a scris totuși din nou? Da, mi-a scris din nou. Și ce a răspuns la scrisoarea ta? Nu sufla nicio vorbă despre ceea ce îi scrisesem. Mi-a scris cu același calm de mai înainte. Niciun cuvânt despre hotărârea mea. Atunci am înțeles că e zadarnic. De aceea nu i-a mai scris niciodată. Și n-ai mai auzit nimic despre el? Ba da, de atunci am mai primit 3 scrisori. Odată mi-a scris din California și altă dată din China. Ultima scrisoare era din Australia. Scria că vrea să se ducă la o mină de aur. După aceea nu mi-a mai trimis nicio veste. Omul acesta a avut o putere neobișnuită asupra ta, Elida. Da, da, da. Omul acesta este înspăimântător. Dar acum nu trebuie să te mai gândești la el. Niciodată. Promite-mi-o, scumpa, buna mea, Eliza. Acum vom încerca alt tratament. Un aer mai proaspăt decât aici, în fiord. Aerul saturat de sare. Aerul pur al mării, Elida. Ce zici? Nu mai vorbi despre asta. Nici nu te mai gândi. Nu poate fi de niciun folos. O simt prea bine. Oricum n-am să pot scăpa nici acolo. De ce anume, draga mea, la ce anume te gândești? La groază. La asta mă gândesc. Puterea asta de nepătruns, de neînțeles, pe care o are asupra sufletului meu. Bine, dar ai scăpat de multă vreme. De atunci, de când ai rupt-o cu el, totul a trecut de mult. Nu, tocmai asta e, că n-a trecut. N-a trecut? Nu, Vangel, n-a trecut. Și sunt înspăimântată la gândul că nu va trece niciodată, până la sfârșitul vieții. Vrei să spui, deci, că în adâncul ființei tale n-ai putut niciodată să-l uiți pe omul acela? Îl uitasem. Însă acum e ca și cum s-ar întoarce din nou. Cât a trecut de atunci? Sunt vreo 3 ani sau ceva mai mult. Era pe vremea când așteptam copilul. Vangel, da. Cum am putea limpezi taina aceea grea cu ochii copilului? Draga mea, scumpa mea, Elida, te asigur că nu este decât o închipuire a ta. Copilul avea ochi normal, exact ca oricare alt copil normal. Nu, nu, nu-i avea. Cum n-ai văzut? Ochii, Elida, copilului își schimbau culoarea după mare. Când soarele strălucea liniștit în fiord, așa erau și ochii lui. Pe furtună la fel. Am văzut bine, bine, chiar dacă tu n-ai văzut. Așa o fi, da. Și chiar dacă e așa, ce importanță ar avea? Am mai văzut ochii ăștia și mai înainte. Când? Unde? Acolo, la Brathammer. Acum 10 ani. Ce vrei să... Copilul avea ochii bărbatului acela. Elida? Da, da. Acum ai priceput de ce n-am vrut niciodată. De ce niciodată n-am mai îndrăznit să trăiesc cu tine, să fiu a ta în toți acești 3 ani de după moartea copilului. Din cauza fricii pe care o aveam de bărbatul acela.
Evita! Evita! Beata și nefericita mea, Evita. Tu de ce nu vii să pescuiești cu noi? Nu, prefer să stau aici pe bancă și să cos. Mă rog, cum dorești. Nici o mișcare, Lestrand. Văd un pește mare. Unde-i domnișoară Hilde? Păi nu-l vezi, uite-l. Și acolo încă unul firar să fie. Uf, vine ăla acum și mi sperie. Cine? Cine vine? Profesorul tău. Al meu? Al meu n-a fost niciodată. Ați fost la mare azi, domnule Arham? Chiar acum vin de la cabine, domnișoară Hilde. Hai, Lestrand, să încercăm mai încolo, în partea cealaltă. Stai aici, singură, Bolet? Da, așa stau de multe ori. Mm, ce cărți ai? O carte de botanică și alta de geografie. Mm, îți place să citești lucruri de astea? Da, citesc orice carte folositoare când o găsesc. Aș vrea să știu cât mai multe despre viață, despre lume. Pentru că aici trăim cu totul în afară de tot ce se petrece în lume. Chiar așa. Nu se poate spune că sunteți chiar atât de izolați de lume. Cel puțin vara, în tot cazul. Acum aici e un fel de loc de întâlnire a oamenilor din lumea întreagă. Doar atât că ei sunt numai în trecere, sunt turiști. Da, dar la ce ne folosește nouă? Că lumea cea mare trece pe aici ca să plece spre nord pentru a admira soarele polar de la miezul nopții. Noi însă, noi niciodată nu plecăm cu ei. Noi nu admirăm niciun soare la miezul nopții. Da, da, ies, spune-mi, Bolet, dragă. Îmi dai voie să stau aici, pe bancă, lângă tine? Da, desigur. Spune-mi, nu cumva, sincer vorbind, e ceva care te face să stai singur aici, acasă și să tânjești după altceva? Ceva precis vreau să spun. O, da, s-ar putea. Și ce anume este? După ce anume tânjești? Să plec de aici. Asta în primul rând. Asta așadar în primul rând. Da, mm-hmm. Și pe urmă să învăț mai mult, să știu mai multe. Ai vorbit vreodată cu tata despre ceea ce te frământă? Vreau să spun cu toată seriozitatea, ca despre ceva care nu mai poate suferi amânare. Nu, niciodată. De ce nu pleci? E normal să vrei să scapi de aici. Da, dar mi se pare că n-am dreptul. N-am dreptul să împărăsesc tatăl. Sărmanul mă și îngrozesc să plec de lângă el. Te îngrozești? Dar mama numitare vitregă va rămâne cu dânsul. Da, asta așa-i. Dar Elida e atât de incapabilă, cu totul incapabilă să-l sprijine. Este unor atât de ciutată. Asta totuși nu-i motiv ca eu să fiu nevoită să rămân mereu aici. În fond, tot nu-i sunt de niciun folos, tati. Și am și datorii și față de mine însă, după cât mi se pare. Știi ce, dragă Bolet? Despre lucrurile astea trebuie să vorbim mai pe larg. N-ar folosi la mare lucru, cu siguranță. Soarta mea e să rămân aici, așa cred. Nu-i chiar așa. Depinde mult și de dumneata însă. Așa spuneți dumneavoastră? Dar crede-mă, stă cu totul și cu totul în puterea dumitale. Dacă ar fi așa, poate vreți să puneți o vorbă bună pentru mine, la tata. Și asta, dar mai întâi și întâi vreau să vorbesc cu dumneata. Cu inima deschisă și fără reticențe. Dragă Bolet, uite, vine mama dumitale vitregă. Să nu observe nimic, vorbim noi mai târziu despre asta. Aici e bine. Aici e foarte bine. Ați fost la plimbare, doamnă Vangel? Da, am făcut o plimbare prin împrejurimi. Lungă și bună, grosav de bună, cu Vangel. Și acum plecăm să facem un tur cu barca cu pânze. Plimbarea v-a prit? M-am viorat. Da, mă simt excelent. Mă simt nespus de fericită, atât de liniștită. Ce-i cu vaporul acela mare care vine încoace? Trebuie să fie vasul acela mare, englezesc. A rămas lângă geamandură. Acolo oprește de obicei? Doar o jumătate de ceas. Trebuie să intre mai adânc în fiord. Da, și din nou în larg, mâine. În larg, în marea deschisă, în marea largă. Gândiți-vă să poți fi pe punte. Dacă s-ar putea una ca asta. N-ați făcut niciodată o călătorie lungă pe apă, doamnă Vangel? Nu, niciodată. Niciodată, doar câteva excursii mici aici, în fiord. Da, noi trebuie să ne mulțumim cu viața pe uscat. În definitiv,
Aici e căminul nostru, pe uscat. Da, nu, nu cred deloc asta. Din potrivă, cred că dacă oamenii s-ar fi obișnuit să-și ducă viața pe mare sau poate în mare, ar fi și mai buni și mai fericiți. Credeți realmente? Da. Și cred că oamenii bănuie înșiși asta, că au luat-o pe drumul cel rău și am devenit niște ființe terestre, nu marine. Își poartă prin viață bănuiala ca o remușcare și o amărăciune secretă. Așa se explică pentru ce oamenii își simt sufletul greu. Greu, da, da, crede-mă. Dar, dragă doamnă Vanghelie, eu n-am impresia că oamenii au sufletul chiar atât de apăsat. Mi se pare din potrivă. Cei mai mulți au viața ușor și viața li se pare plăcută. Da, nu, nu-i deloc așa. Bucuria asta seamănă foarte mult cu bucuria luminii din lunile de vară. Păstrează în ea amintirea întunericului care trebuie să vină. Și amintirea își aruncă umbra peste bucuria omenească, după cum norul călător își aruncă umbra deasupra fiordului. Uite, strălucea atât de limpede și de albastru și iată că... N-ar trebui să ai mereu gânduri triste. Adineauri erai atât de veselă și de plină de viață. Da, 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 așa eram, da. Și toată povestea asta, ce prostie din partea mea. Măcar de-ar veni Vangel, nu-l mai pot vedea și... Nu-l mai puteți vedea? Nu mă înțelegi. Când nu-i de față, nu pot deloc să-mi amintesc cum arată. Exact ca și cum l-aș fi pierdut. E o tortură îngrozitoare. Te rog, du-te, domnule Arholm, și caută-l. Vin și eu cu dumneavoastră, domnule Arnon. Nu o să știți unde să dați de el. Mă descurc eu, domnișoare Bonet. Nu, sunt neliniștită. Mă tem că e la bordul vasului. Te tem? Da, se duce de obicei să vadă dacă nu sunt cunoscuți de lui pe vas. Și cum e și restaurant la bord. A, da, 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 pricep. Să mergem atunci. Bună seara, Elida. O, dragul meu, ai venit în sfârșit. Da, în sfârșit. Dar cine sunteți dumneavoastră? Pe cine căutați aici? Pot vedea și singură pe cine caut. Dar cum vă permiteți să vorbiți așa? Cu ce scop ați venit? Am venit pentru tine. Ok. În sfârșit, încep să-ți dai seama că sunt eu? Te-am recunoscut din prima clipă, Elida. Ok. Nu te uita așa la mine, strig după ajutor. Dar nu te speria, nu-ți fac nimic. Nu te uita așa la mine, nu te uita. Am venit cu vaporul acela. Ce dorești de la mine? Ți-am promis că am să mă întorc de îndată ce nu, voi putea. Pleacă. Nu, Elida, te mai întoarce niciodată. Ți-am scris că totul s-a sfârșit între noi. Elida, totul. Știi doar. Aș fi venit mai de mult la tine, dar n-am putut. Acum în sfârșit am venit și acum ești a mea, Elida. Ce vrei de la mine? Ce gânduri ai? Pentru ce ai venit? Știi bine că am venit să te iau. Să mă iei? Asta ți-e gândul? Se înțelege. Dar știi bine că sunt măritată. Da, știu. Și cu toate astea, vis să mă iei? Adică, înțeles, sunt aici ca să te iau cu mine. Groaza asta, spaima asta nebună. Poate că nu vrei? Nu te uita așa la mine. Te rog, nu te uita așa. Te întreb dacă vrei. Nu, pentru nimic în lume. Nu vreau. Elida. Ți-am mai spus, nici nu pot, nici nu vreau, nici nu-mi trăsnesc. Bine, Elida. Să-ți mai spun atunci un singur lucru înainte de a pleca. Nu te apropia. Nu mă atinge. Nu veni aici, nu te apropia de mine. Nu mă atinge când îți spun. Nu trebuie să te sperie, Elida. Nu te uita așa. Dar nu te mai teme atât, nu te mai teme. Știu că te-am lăsat să aștepți prea mult. Vangel, da. Salvează-mă dacă poți. Elida, ce s-a întâmplat? Vangel, salvează-mă. Nu-l vezi? Uite, omul acela? Da. Aș vrea să vă întreb, domnule, cine sunteți? De ce ați intrat aici, în grădină? Vreau să vorbesc cu ea. Așa, deci, dumneata ai fost acela care... Am auzit că a intrat aici un bărbat în curte și a întrebat de tine, Elida. Da, eu eram. Și ce doriți de la soția mea? Îl cunoști, Elida? O, dacă îl cunosc. Cum? Da. El... Da, el e Vangel. Chiar el e. Cum? Ce spui? Dumneata ești Johnston, cel care într-o zi... Puteți să-mi spuneți cum vreți, mi-e tot una. De altfel... Deci nu mă numesc așa. Nu? Nu, de mult. Și ce vrei de la soția mea? Știi doar că fiica paznicului farului s-a căsătorit de atâta vreme. Și cred că știi la fel de bine cu cine s-a căsătorit. Da, am aflat-o de acum 3 ani. Cum ai aflat? Eram în drum spre tine și mi-a căzut în mână un ziar vechi. Era un ziar de prin meleagurile astea. Acolo am citit despre cununia voastră. Cununia? Așadar, asta a fost. Da, și mi s-a părut ciudat, pentru că povestea aceea cu inelul, tot o cununie fusese, Elida. Cum îți permiți? V-a vorbit ea vreodată despre inelele noastre, inelul meu și al ei? Da, mi-a povestit. Ei, și?
După aceea a terminat cu dumneata. Doar ai primit scrisoarele ei. Ce, nu știi? Elida și cu mine ne înțelesesem că actul acela cu inelele noastre are tot atâta putere și e tot atât de legal ca și o cununie. Nu, dar eu nu vreau, înțelegi, odată. Nu vreau să mai știu niciodată nimic despre dumneata. Nu te mai uita așa la mine. Nu vreau, nu vreau. Se vede că nu prea ești întreg la minte dacă ți închipui că poți să vii aici și să pretinzi că ai drepturi bazate pe niște copilării. Adevărat, niciun drept. În sensul în care înțelegi dumneata, dumneavoastră, n-am chiar niciun drept. Atunci ce mai vrei? Îți închipui poate că ai să mi-o poți lua cu sila? Împotriva voinței ei? Nu, la ce-ar folosi? Dacă Elida vrea să meargă cu mine, atunci trebuie să vină de bunăvoie. De bunăvoie? Și îți poți închipui că... Cum, de bunăvoie? Ți-ai ieșit din minți. Vezi-ți de drum. Nu avem nimic de împărțit cu dumneata. Se apropie ora când trebuie să mă îmbarc. Da, da, Elida, eu mi-am făcut datoria. Eu mi-am ținut cuvântul pe care ți l-am dat. Nu te apropia, nu mă atinge. Așa că ai timp să reflectezi până mâine noapte. Nu are la ce să reflecteze. Mai bine te-ai gândit să pleci imediat. Acum plec cu vaporul în susul fiordului. Mâine noapte mă întorc însă. Vin după tine să mă aștepți aici, în grădină. Pentru că vreau să-ți vorbesc între patru ochi. Cred că ai priceput. Auzi, Vangel. Fii liniștită, fii liniștită. Vom ști noi să împiedicăm vizita asta. La revedere, Elida. Pe mâine noapte. Nu, 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 nu mai veni și mâine. Nu mai veni niciodată. Până atunci să te hotărăști să mă urmezi pe mare. Nu te uita așa la mine. Vreau să spun să fii gata de călătorie. Intră în casă, Elida, te rog. Nu pot. Nu pot, ajută-mă, salvează-mă, Vangel. Pentru că trebuie să mai știi ceva. Dacă nu pleci mâine cu mine, atunci totul s-a sfârșit. Totul s-a sfârșit? Pentru totdeauna? Da, Elida. Atunci nu va mai fi nimic de făcut. N-ai să mă mai vezi niciodată. Niciodată n-ai să mai auzi de mine. Pentru tine am să fiu pe veci mort. Gândește-te, deci, bine la ceea ce faci. Adio. Ne-am înțeles, Elida. Pregătește-te de drum pentru mâine noapte. Pentru că vin să te iau. De bună voie a zis. Gândește-te. A spus să plec cu el de bună voie. Fii rezonabilă. Acum a plecat și nu-l vei mai vedea niciodată. Dar cum poți să spui asta? Vine din nou mâine noapte. N-are decât. Tu nu trebuie niciun caz să-l mai întâlnești. Nu, Vangel, să nu crezi că-l poți opri. Lasă, draga mea, ai încredere în mine. Acum a auzit chiar din gura ta că tu nu mai vrei să știi de el. Așa că toată povestea s-a terminat. Mâine așadar sau niciodată? Și dacă s-ar gândi să mai dea pe aici? Atunci ce? Asta în puterea noastră, să-l facem inofensiv. Să nu crezi asta. Stă în puterea noastră, ți-am spus doar. Dacă nu-ți poți găsi liniștea din pricina lui, atunci va trebui să-și spășească vina. El l-a ucis pe capitanul Vasului într-o încăierare. Nu, 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 niciodată. Nu știm nimic. Nu știm cine l-a omorât pe capitanul Vasului. Nu știm absolut nimic. Nu trebuie să-l închidă. El este omul mării deschise. Acolo e locul lui. Elida, soțul meu bun și credincios. Elida, scapă-mă de omul acela. Elida, scapă-mă. Vino, vino cu mine. Vino. Doamna Vangel. Doamna Vangel. O să auziți ceva extraordinar. Ce este, Lindstrand? Închipuiți-vă, l-am văzut pe șeful de echipaj. Da, 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 și eu l-am văzut. Da, trecea pe lângă grădină și a urcat pe bordul vasului acelui mare, care a ancorat în port. De unde îl cunoști pe omul acela? Am fost cu el pe mare odată. Credeam că s-a înnecat, dar acum îl văd zdravân și sănătos. Ce mai știi despre el? Nimic, nimic, dar e sigur că a venit să se răzbune pe soția sa necredincioasă. Necredincioasa soție a marinarului. Ce tot spui? Lindstrand vrea să-l folosească pentru o operă de artă pe care vrea să o realizeze. Dar pricep niciun cuvânt, Hilde. O să afli mai târziu. O să-ți spunem. Vin să vedem. Vasul înaintează în fiord. La noapte o găsește cu siguranță. Da, da, o găsește pe soția cea infidelă. Gândiți-vă, la miezul nopții. E ceva foarte palpitant. Mâine așadar. Și pe urmă, niciodată. Vangel, salvează-mă de mine însă. Elida, Elida, presimt că aici se mai ascunde ceva. Chemarea. Chemarea? Omul acesta e ca marea. Chemarea mării.
Cred că broderia asta vă dă multă bătaie de cap, domnișoară Bolet. Nu, nu e chiar atât de complicat. Trebuie doar atenție ca să numere exact. Asta e tot un fel de artă. Cred că dumneavoastră ați reuși, poate, să învățați să faceți artă. Chiar dacă n-am nicio aptitudine? Chiar, dar să fiți mereu împreună cu un adevărat artist. Crezi că aș putea învăța de la el? Nu, nu. Nu ceea ce se înțelege în mod obișnuit prin a învăța. Dar cred că ați ajunge acolo încetul cu încetul. Așa, într-un fel de miracol, domnișoară. Da, asta ar fi într-adevăr miraculos. V-ați gândit mai pe îndelete? Vreau să spun, dacă v-ați gândit serios și profund la căsătorie, domnișoară? La căsătorie? Nu. Eu da. Așa? Te-ai gândit? Da. Deseori mă gândesc foarte serios la asemenea lucruri. Mai ales la căsătorie. Am și citit despre asta. Da. Am citit într-o mulțime de cărți. Eu cred că trebuie privită, vorbesc de căsătorie, ca un fel de miracol. Femeia se transformă treptat până ce începe să semene cu soțul ei. Preia toate preocupările lui, asta vrei să spui? Da, chiar așa. Și talentele și predispozițiile și aptitudinile. N-aș putea să știu dacă și astea, dar... Credeți poate că și tot ceea ce a citit un bărbat sau ce a gândit trebuie să se răsfângă asupra soției sale? Da, încetul cu încetul. Exact ca într-un miracol. Știu însă că asta se poate întâmpla numai într-o căsnicie în care domnește o fidelitate, o dragoste și o fericire perfectă, domnișoară. Domnișoară Vanghel. Da. Când... Nu voi mai fi aici. Și asta se va întâmpla destul de curând. Veți voi, domnișoară, să vă gândiți din când în când la mine? Da, sigur. Nu așa. Promiteți-mi. Da, promit. În mod solemn, domnișoară Bolet. Să schimbăm vorba. Uite că vine profesor. Țineți la fostul dumneavoastră profesor, domnișoară Bolet? Dacă țin la el? Da, vreau să spun dacă vă e drag. Da, sigur că țin. E foarte bine să ai un prieten ca el, care îți dă sfaturi bune. Și este și întotdeauna foarte îndatoritor. Nu vi se pare ciudat că nu s-a căsătorit până acum? Ție ți se pare ciudat? Da. E un om înstărit, după cât se spune. S-ar putea să fie și așa. Dar poate nu i-a fost ușor să găsească pe cineva care să-l vrea, așa cred. De ce credeți asta? Păi a fost profesorul aproape al tuturor fetelor tinere pe care le cunoaște. Asta vorbește de la sine. Și ce ar face una cu alta? Nu te măriți cu cineva care ți-a fost profesor. Credeți că o fetiță nu-și poate iubi preceptorul, profesorul? Nu, după ce a încetat să mai fie o fetiță. Ia te uite. Bună seara, Bolet, dragă. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule profesor. Cum merg azi treburile? Mulțumesc, bine. Soția tatălui dumitare s-a dus și astăzi să facă bai? Nu, e în camera ei. Tot nu se simte bine? Nu știu, s-a încuiat în cameră. Așa a făcut? Doamna Vanghere e încă impresionată de povestea cu marinarul acela de ieri. Tata trebuie să fie jos în birou, domnule Arnold. Mă duc să-l caut. Nu te duce, îl găsesc eu. Dai puțin, domnule profesor. Cred că tata chiar urcă acum scările. Da, o fi fost sus la ea. Ai și venit, bună meu prieten. Ce drăguț că ai venit atât de devreme. Pentru că mai vreau să vorbesc cu dumneata. Ce zici, Lindstrand? Nu mergem puțin în grădină la Hilde? Da, cu cea mai mare plăcere, domnișoară. Ia să vedem, Holm. Te-ai mai gândit la tot ce am vorbit? La tot ce ți-am spus ieri? Nici nu m-am putut gândi la altceva de când ne-am despărțit asta noapte. Și ce crezi că e de făcut? Doctore, dragă, mi se pare că dumneata, ca medic, ar trebui să știi mai bine decât mine ce e de făcut. Nu, aici nu e vorba de o boală obișnuită. E o boală la care nu ajută niciun doctor și niciun tratament. Cum se simte azi? Chiar adineori am fost sus la ea și mi s-a părut foarte liniștită. Dar întotdeauna, în dărâtul unei astfel de dispoziții, zace ceva ascuns. O stare pe care n-am putut niciodată să o descifrez. Și acum e atât de schimbătoare, atât de nechipzuită. Trece atât de brusc de la o dispoziție la alta. Totul provine, desigur, de la starea ei psihică. Dar nu numai asta. Merida are o anumită apartenență. Ea ține de oamenii mării. Asta e problema. La drept vorbind, ce vrei să spui, doctore dragă? N-ai observat că oamenii de pe țărmul mării deschise sunt un soi aparte de oameni? Un fel de alt neam de oameni? E ca și cum ar trăi propria viață a mării.
e agitația puternică a valurilor cu fluxul și refluxul lor, atât în gândire cât și în senzațiile acestor oameni, și de aceea nu pot fi niciodată transplantați. Trebuia să mă gândesc mai demult la asta. Am făcut un adevărat păcat față de Irida să o iau de acolo și să o mut aici. Ai ajuns acum la convingerea asta? Da, da, din ce în ce mai mult. Cum îți explici puterea pe care o are asupra ei marinarul acela? Ah, prietene dragă, trebuie să existe anumite aspecte ale problemei care nu pot fi clarificate. Bine, dar spune-mi, ce cu afirmația sinistră, aceea în legătură cu ochii copilului? Oh, nu cred deloc în povestea asta cu ochii. Nu vreau să cred în așa ceva. E pură închipuire a ei, nimic altceva. Sigur, sigur că da. Dar celălalt aspect al problemei, neliniștea și groaza care au năpădit-o chiar în timp ce marinarul acela era în drum spre patrie. E, vezi, dumneata, asta e tot o ficțiune și un vis de-al ei, create de alaltă ieri și până azi. Nu i-a venit așa cu totul pe neașteptate, dintr-o dată, așa cum afirm acum. Dar de când a auzit de la tânărul Lindstrand că Johnson sau Freeman sau cum l-o mai fi chemând pornise în drum spre casă încă de acum 3 ani, în luna martie, ea crede sincer că tulburarea aceea a cuprins-o chiar în aceeași lună. Și n-a fost așa? Nu, nici de cum, nu. Cu mult înainte a avut anumite manifestări, au apărut în comportarea ei anumite semne, anumite simptome. Dar nu-i mai puțin adevărat că totuși, absolut întâmplător, chiar în martie, acum 3 ani, a avut o izbucnire destul de violentă. Vă să zic că totuși... Da, însă... Nu, asta se poate explica foarte simplu. În situația specială în care se găsea ea atunci. Deci simptome peste simptome. Da, și să nu poți ajuta cu nimic. Să nu-i găsești leacul. Să nu poți măcar întrezări un remediu. Vangel? Da. Vangel, nu cumva să ieși în dimineața asta? Nu, sigur nu ies. Nu, rămân acasă cu tine, Irida. Nu vrei să-i dai bună ziua prietenului nostru, Arnold? Bună ziua. Bună ziua. Dumneata erai, domnule Arnold. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule. După cum văd, azi n-ați fost la baie ca de obicei. A, nu. Azi nici nu poate fi vorba de așa ceva. Dar nu vreți să luați loc o clipă? Nu, mulțumesc, nu încă. Am făgăduit fetelor să mă duc după ele în grădină. Dar nu știu dacă ai să le găsești în grădină. Nu știu niciodată pe unde mai umblă. Da, nu, trebuie să fie pe undeva pe lângă iaz, cu siguranță. Le dau eu de urmă. N-ai nicio grijă. Bine. La revedere. La revedere. Cât e ceasul, Vangel? E trecut puțin de 11. Trecut puțin? Da. Între 11 și 11 jumătate, la noapte, vine vaporul. Dar trece odată toate. Elida, draga mea, țin foarte mult să te întreb ceva. Da, despre ce e vorba? Alaltăieri seara, acolo sus la Belvedere, spuneai că în ultimii 3 ani l-ai văzut de multe ori limpede, viu, în fața ta. Da, așa este. Poți să mă crezi. Bine, dar cum l-ai văzut? Cum l-am văzut? Nu, vreau să spun, cum ți se părea că arată când credeai că îl vezi în fața ta? Da, Vangel, dragă, îl știi și tu acum cum arată. Așa era și în reprezentările pe care le aveai tu? Da, sigur că așa era. Chiar așa cum l-ai văzut în realitate aseară? Da, tocmai. Păi atunci, cum se explică totuși că nu l-ai recunoscut imediat? Nu l-am recunoscut. Nu. Tu însă ți-ai spus că la început nu știai deloc cine-i bărbatul acela. Da, cred că ai într-adevăr dreptate. Nu ți se pare bizar, Vangel? Gândește de nu l-am recunoscut imediat. Da, numai după ochi, așa zice. Da, ochii. Da, acolo sus, la Belvedere, spuneai că întotdeauna ți se arată așa cum fusese atunci, la despărțire, cu 10 ani în urmă. Așa am spus? Da. Atunci se vede că pe vremea aceea arăta cam tot ca astăzi. Nu. Nu, alaltă ieri în drum spre casă mi-ai făcut-o cu tot o altă descriere a lui. Spuneai că acum 10 ani nu avea barbă și că era cu totul altfel îmbrăcat. Și acul de cravată cu perle nu-l mai avea ieri. Nu-l mai avea. Gândește-te puțin, dragă Elida. Sau poți într-adevăr să-ți mai amintești cum arăta când era cu tine acolo la Brathammer? Nu-i deloc clar. Nu, azi nu pot cu niciun chip. Dar nu-i bizar? Nu, nu-i chiar atât de bizar în fond. Acum a apărut o nouă imagine în fața ta, o imagine reală. Imaginea cea nouă va reuși să umbrească și reprezentările tale maladive. De aceea e bine că a apărut realitatea. Zici că e bine? Da, faptul că a venit poate fi salutar pentru tine.
Vangel, vino și stai lângă mine. Da. Spune. Vreau să-ți spun tot ce gândesc. Da, tragedie, spune, spune. Ascultă, Vangel. Da. Nu-i nevoie să ne mai mințim. Nici fiecare pe sine și nici unul pe celălalt. Ăsta e adevărul? Ne mințim, așa zici? Da, ne mințim. Sau disimulăm adevărul, în orice caz. Pentru că adevărul, adevărul pur, crudul adevăr, este acesta, că tu ai venit acolo și m-ai cumpărat. Te-am cumpărat? Așa ai spus, cumpărat? Dar nici eu n-am fost cu nimic mai bună decât tine. Eu am acceptat, m-am vândut ție. Elena, te lasă inima să-mi spui asemenea vorbe? Dar nici nu știu cum aș putea să spun altfel. Tu nu puteai să mai suporți golul din casa ta. Căutai o altă soție. Și o mamă pentru copiii mei, Elida. Poate, dar asta mai puțin. Cu toate că nu știai deloc dacă eu sunt cea potrivită. Abia mă văzusești și abia vorbisești cu mine de vreo două ori. Pe urmă m-ai dorit și așa... Bine, numește asta cum vrei. Iar eu, pe de altă parte, eram neajutorată, dezorientată și cu totul singură. Așa că e lesne de înțeles de ce am acceptat. M-am simțit atât de bine aici la tine. Nimeni pe lume nu și-ar putea dori mai mult. Numai că n-am venit aici, în casa ta, de bunăvoie. Asta e totul. Nu de bunăvoie? Nu. Nu de bunăvoie. Ah. Îmi amintesc schimbarea de ieri. Da. Vezi... Nu vom putea niciodată să îndepărtăm ceea ce a fost atunci. Pentru că o promisiune făcută de bunăvoie este o legătură tot atât de puternică, de deplină, ca o cununie. Elida, dăm voie să te părăsesc, Vangel. Elida. Da, da. Elida. Da, dăm voie. Poți să mă crezi. Oricum, nu puteam ajunge la altceva. Nu se putea altfel după felul cum ne-am unit. Atât de departe au ajuns lucrurile între noi. Așa trebuie să fie. Nu pot fi altfel. Așadar, nu te-am câștigat prin viața noastră la oaltă. Niciodată. Niciodată n-ai fost a mea pe deplin. Vangel, dacă aș putea ține la tine așa cum aș vrea, cum atât aș vrea, atât de profund cum o meriți, însă simt bine, niciodată nu se va întâmpla asta. Ceea ce vreau este ca noi doi să ne înțelegem ca de bună voie. Să ne deslegăm unul de altul de bună voie. Să stricăm târgul. Da. Da, da, chiar așa. Să stricăm târgul. Și pe urmă, Elina, după aceea, te-ai gândit ce vom deveni amândoi după aceea? Cum ar mai fi viața și pentru tine și pentru mine? Ar fi tot una. După aceea ar fi indiferent ceea ce s-ar întâmpla. Ceea ce te rog și te implor, Vangel, ăsta e lucrul cel mai important. Redăm libertatea. Redăm întreaga libertate. Elina, îmi cer ceva îngrozitor. Dă-mi un răgaz să pot lua o hotărâre. Să vorbim mai pe îndelete. Și îngăduie și ție însă-ți un timp ca să poți reflecta asupra ceea ce vrei să faci. Dar nu mai e timp de pierdut. Trebuie să-mi recapăt libertatea chiar azi. De ce chiar azi? Pentru că la noapte vine el. Vine? El? Ce amestecare aici? Vreau să mă înfățișez lui în deplină libertate. Trebuie să fac o alegere. Trebuie să aleg una din două. Poate că ar fi mai bine pentru amândoi dacă ne-am despărțit. Nu, însă nu pot totuși. Nu îndrăznesc să-ți redau libertatea astăzi. Nu mi-este permis să o fac. Nu mi-este permis pentru tine, în primul rând, Elida. Am să uzez de dreptul și de datoria mea ca să te apăr. Să mă aperi? Împotriva cui? Împotriva ce să mă aperi? Nu mă amenință din afară nicio violență și nicio forță. Totul e în mine, în adâncul ființei mele, Vangel. De groază este atracția din sufletul meu. Și ce pot face împotriva? Pot să te întăresc și să te sprijin ca să poți lupta. Da, dacă vreau eu să lupt. Nu vrei, deci? Nici eu singură nu știu. La noapte hotărârea va fi luată, da, dragă Elida. Închipuiește-ți, hotărârea e atât de aproape. O hotărâre pentru toată viața. Iar mâine... Da, mâine.
Poate că adevăratul meu viitor va fi distrus. Adevăratul tău? Viața întreagă distrusă de bunăvoie. Distrusă pentru mine și poate, poate și pentru el. Elida, uite-te la mine. Da. Îl iubești pe omul acela? Dacă... Ce știu eu? Știu doar că el reprezintă pentru mine ceva care mă înspăimântă și mă atrage. Și că... Și că... Și că... După cum mi se pare mie, lui îi aparțin. Încep să înțeleg din ce în ce mai bine. Ce ajutor poți tu să-mi dai? Ce leac ai pentru mine? Mâine el nu va mai fi aici. Atunci nenorocirea nu va mai plana deasupra capului tău. Atunci voi putea să-ți redau libertatea. Vom lăsa să se desfacă îndoiala dintre noi doi, Elida. Vangăr, mâine... Mâine va fi prea târziu. Oh, fetele, fetele, cel puțin pe ele să recurțăm. Cel puțin deocamdată. Ei, aflați că am făcut niște planuri. Da, vrem să ieșim în fiord la noapte și... Da. Nu, Hilde, nu mai spune nimic. Ah, bine, Bolet. Bine, și noi doi am stat aici și am făcut planuri. E adevărat, Vangel? Da, mâine Elida pleacă la Skjoldviken pentru o bucată de vreme. Pleacă? Da. E foarte rezonabil, doamnă Vangel. Elida vrea să se întoarcă acasă, acasă, la mare. Pleci? Pleci de la noi? Ia. Hilde, ce cu tine? Nimic. Nu, 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 nimic, nimic. Bine, pleacă. Tată, văd pe chipul tău. Pleci și tu la Skjoldviken? Nu, nu, nu plec. Poate mă voi duce și eu odată și odată acolo. Dar vei veni și aici, la noi. Da, și aici, sigur, da. Da, odată și odată, da? Da, fata mea dragă, așa trebuie. Așa vorbim noi despre asta, Bolet. Dar ce are Hilde? Să-și iasă din fire în halul ăsta? Ce are? Ai băgat de seamă după ce tânjește ea de dimineață până seara? După ce tânjește? Chiar după ce ai venit tu aici, în casă. Nu, nu, nu pricep deloc. După o singură vorbă caldă din partea ta. Ah, să fie și asta ceva din ceea ce ar trebui să fac? Tată, mâncarea e pe masă, așa că dacă vrei... Ce, da, ah, perfect. Poftim, profesoare. Da. Să mergem să gorim cupa de adio cu... cu femeia mării. Asta cu barca pe Leșteu. Da. Nici n-am băgat de seamă când s-a lăsat întunericul. Dar, domnișoară Bolet, ar trebui poate să tragem undeva la mal. Uite, uite, de aici am putea sări foarte ușor. Nu, 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 nu sări, domnișoară Hilde. Eu nu pot sări, domnișoară. Nici dumneavoastră, domnule Arholm, nu puteți sări? Nici nu mă gândesc. Hai la debarcaderul de lângă cabine. Sigur, mai e timp. E timp destul. Nu, nu, Vangă, nu e. Poate sosi dintr-o clipă în alta. Ce încordare, ce chin. Ce epuizantă este această ultimă jumătate de oră dinaintea hotărârii. E deci lucru stabilit că vei sta de vorbă cu el. Da, trebuie să-i vorbesc. Pentru că trebuie să fac o alegere. De bunăvoie. Dar n-ai nimic de ales, Elida. N-ai dreptul să alegi. N-ai dreptul din cauza mea. Dar nu o să mă oprești niciodată să aleg. Nici tu, nici nimeni. Poți interzice să plec cu el. Să-l urmez în cazul când aș alege să plec cu el. Poți să mă reții aici cu forța, împotriva voinței mele. Poți să faci asta. Dar ca eu să aleg, să aleg în adâncul conștiinței mele, să-l aleg pe el și nu pe tine. Dacă aș vrea și ar trebui să aleg asta, nu poți să mă oprești. Nu, ai dreptate. Nu pot să te opresc. Nimic nu poate sta împotriva hotărârii mele. Da, acum văd și eu totul, Elida. De aceea trebuie ca, începând de mâine,
să-ți redobândești libertatea. De aici înainte trebuie să trăiești propria ta viață. Și asta numești tu propria mea viață? Dar propria mea viață a ieșit de pe făgașul ei când m-am însoțit cu tine. Iar acum, la noapte, peste o jumătate de oră, vine cel pe care l-am trădat. Cel la care ar fi trebuit să țin nezdruncinat, așa cum a ținut și el la mine. Acum vine și îmi dă pentru ultima și unica dată putința să-mi retrăiesc viața din nou, să-mi trăiesc propria și adevărata mea viață, viața care mă atrage și mă înspăimântă și de care nu mă pot elibera. Cel puțin de bunăvoie. Nu pot. Ați vorbit cu tata, domnule Arnold? Da, am vorbit, domnișoară Bonet. Și? Ce a spus? Din câte am putut să aflu, nu poți conta pe niciun ajutor din partea lui. Cum? Niciunul? Mi-a explicat foarte limpede situația lui și gândește că un asemenea lucru este cu totul imposibil pentru el. Vai, și v-a lăsat inima să mă amăciți. Nu, fi sigură că n-am făcut asta, Bonet, dragă. Depinde doar de dumneata. Numai de dumneata dacă vei voi sau nu să scap de aici. Ce anume depinde de mine? Dacă vrei să scap de aici, dacă vrei să pleci de aici în lumea largă, să înveți tot ce ți-ar plăcea mai mult, să te bucuri de toate lucrurile după care tânjești mai mult aici, acasă, să trăiești viața în condiții mai bune, mai luminoase, Bolet. Ce spui? Dar e ceva cu totul imposibil. Dacă tata nu vrea sau nu poate, atunci... Pentru că eu n-am pe nimeni altcineva pe lume spre care să mă îndrept. N-ai putea consimți să primești o mână de ajutor de la de la fostul dumitale profesor? De la dumneavoastră, domnule Arnold? Ați avea bunătatea să-ți dau o mână de ajutor, da. Din toată inima. Și cu vorba și cu fapta. Poți să ai toată încrederea. Așadar, ești de acord? Cum? Din toată inima? Dacă vreau, din toată inima, să plec, să văd lumea, să învăț ceva serios, temeinic. Tot ceea ce a reprezentat până acum pentru mine cea mai nerealizabilă dintre minuni? Dar toate astea pot deveni realitate cu singura condiție să vrei. Vai, dar îmi vine să râd și să plâng de bucurie, da. De fericire. Voi trăi și eu cu adevărat? Începusem să mă înspăimânt, să cred că viața trece pe lângă mine. Așadar, dragă Bolet, te întreb, deci, dacă ai vrea cumva... Dacă ai vrea să-ți legi viața de-a mea pentru totdeauna... Stai puțin, nu înțeleg ce vreți să spuneți. Pentru toată viața, Bolet, dacă vrei să fii soția mea. Nu, asta e imposibil, cu totul imposibil. Ar fi chiar atât de imposibil pentru tine să... Dar în niciun caz n-ați putut gândi așa cum v-ați exprimat, domnule Arnold. Sau, totuși, dacă la asta v-ați gândit când v-ați oferit să faceți atât de mult pentru mine... Ascultă-mă, Bolet, desigur că te-a surprins foarte mult ceea ce ți-am spus, dar... Dar s-ar fi putut să nu mă surprindă din partea dumneavoastră. S-ar fi putut să nu mă surprindă. N-aș fi crezut niciodată că e posibil să se întâmple una ca asta. Dar acum, când se vede că totuși a fost posibil, ce spui, Bolet? N-ai putea să te hotărăști să devii soția mea? Dar mi se pare cu neputință, domnule Arnold. Dumneavoastră, care ați fost profesorul meu, eu nu pot concepe deloc că aș putea fi în alte relații cu dumneavoastră. Bine... Dacă ți se pare că asta e cu totul imposibil, vreau să zic că relațiile dintre noi rămân neschimbate, dragă Bolet. Ce vreți să spuneți? Eu îmi mențin totuși propunerea. Am să mă îngrijesc să poți pleca de aici, să poți vedea lumea,
Să poți învăța ceea ce-ți place într-adevăr să înveți. Să poți trăi în condiții care să-ți asiguri independența. De asemenea, am să-ți asiguri viitorul mai îndepărtat, Bolet. În mine vei avea întotdeauna un prieten bun, credincios și de încredere. Poți fi pe deplin sigură de asta. Domnule Arnold, toate astea sunt cu totul imposibile acum. Și asta este imposibil? Da, gândiți-vă. După cele ce mi-ați spus și după răspunsul pe care vi l-am dat, nu se poate. Niciodată după cele petrecute. Vrei să renunți la tot ceea ce, după cum singură spui, dorești? Să știi că toate sunt fără niciun viitor și că niciodată n-ai să mai înveți nimic? Reflectează bine, Bolet. Da, da. Aveți multă, nespus de multă dreptate, domnule Arnold. Și într-o bună zi, când tatăl tău nu va mai fi, poate că atunci vei rămâne fără niciun sprijin și singură pe lume. Sau poate că te vei dori unui alt bărbat pentru care e foarte posibil nu vei simți nimic. Da, văd bine cât este de adevărat tot ce spuneți. Totuși, sau poate, totuși, e? Poate că n-ar fi totuși imposibil. Ce anume, Bolet? Să accept ceea ce mi-ați propus. Domnule Arnold. Bolet. Ia-mă mai bine. Bolet. Așadar vrei totuși? Da, da. Cred. Vreau. Vei fi deci soția mea? Da. Dacă vi se mai pare că puteți să mă luați. Dacă mi se pare, o... Mulțumesc. Mulțumesc, Bolet. De altfel, tot ce ai spus, toate ezitările tale de mai înainte, nu m-au speriat. Chiar dacă acum nu mi-ai dat inima ta pe de-a întregul, am să știu să-ți o câștig, Bolet. Am să presar în calea ta numai trandafiri. Am să pot să-mi trăiesc viața. Așa mi-ai promis. Și am să-mi țin făgăduiala. Și voi putea să învăț tot ce-mi place. Eu îți voi fi profesor, ca pe vremuri, Bolet. Amintește-ți, în ultimii tăi ani de școală. Închipuie-ți să te știi liberă și să ieși în lumea largă și să nu fii nevoită să te mai gândești cu neliniște la viitor. Să nu te mai întrebi îngrozită dacă vei avea sau nu prozaicele mijloace de existență. Nu, nu, asemenea preocupări, asemenea gânduri nu vei mai avea. Și nu-i așa, draga mea, Bolet? Și asta e un lucru foarte plăcut, nu? Da, chiar este. Cu siguranță că este. Draga mea, să vezi ce cămin confortabil și plăcut ne vom face. Și ce bine, ce liniștiți și ce plin de încredere vom trăi împreună, Bolet. Da, încep și eu să cred, în fond, că s-ar putea să fie și așa. Să nu spui nimic. Ce este, dragă? Bietul, uite-l acolo. Tatăl tău? Nu, tânărul sculptor, e cu Hilde. Ah, Lindstrand. Ce e cu el? Nu, nimic, nu e nimic. Na, să plecăm, scumpa mea, Bolet. Hei, hei, domniile voastre nu vor să ne aștepte. Bolet și cu mine tocmai pornisem în plimbare, domnișoar Hilde. E foarte amuzant acum pe aici. Toți merg perechi, numai câte doi. Aș putea să jur, domnule Lindstrand, că Arholm îi face curte. Da, dar domnișoara Bolet nu-l ia. Sunt sigur de asta. De unde știi? Pentru că i-a promis cuiva că se va gândi la el. Se va gândi numai? Da, în timp ce va fi plecat. Oh, atunci cu siguranță că dumitale ți-a promis că se va gândi. Da, domnișoară, închipuiește-ți. Mie mi-a promis. Și mi-a promis chiar ea. Și când ai să te întorci din nou, ai de gând să te locotești cu ea? Și pe urmă să te însori? Nu, nu cred că ar fi cel mai nimerit lucru. În primii ani nici n-aș putea să mă gândesc la așa ceva. Și când în sfârșit m-aș descurca mai bine, atunci ea ar fi puțin tel cam bătrână pentru mine. Așa mi se pare. Totuși, ai vrea ca Bolet să se gândească mereu la dumneata, nu? Da, aș vrea. Așa cred. Când am să mă întorc acasă, dumneata vei avea cam aceeași vârstă pe care o are acum sora dumitale, nu? Poate că ai să arăți cum arată ea acum. Poate că vei avea același suflet ca al ei acum. Și poate ai să fii deopotrivă, dumneata și sora dumitale, într-o singură ființă, cu un chip
unic. Ai dori asta? Nu prea știu. Ei, da, mai curând cred că da. Iată, uita. Da, vaporul cel mare. E chiar aici, la debarcader. Doamna Elida și domnul Vanghel vin spre noi. E sigur, dragă Elida, te înșelte. Ah, aici erați. Nu-i așa, domnule Lindstrand, încă nu se zărește. Vaporul cel mare, domnule? Desigur. Da, e acolo, domnule doctor. Știam eu. A venit. A venit ca un hoț în toiul nopții, s-ar putea spune. Cu totul neobișnuit. Condu-o pe Hilde la debarcader. Grăbește-te, da. Hilde vrea desigur să asculte muzică. Da, da, tocmai vreau să plecăm, domnule doctor, da. Poate vă ajungem și noi din urmă, curând, da. Și ei tot perechi merg. Da, a venit. El e aici. Da, da, simt. Ar trebui să intri în casă, Irina. Lasă-mă să vorbesc singur cu el. Imposibil, imposibil. Ți-am mai spus. Uite-l, Vanghel. Bună seara. Cum vezi, m-am întors, Edina. Da, a sosit ceasul. Ești gata de drum sau nu? Vezi bine că nu. Nu vorbesc de îmbrăcăminte sau de alte lucruri de-astea. Nu vorbesc de cufere pline. Tot ce-i trebuie pentru călătorie am cu mine la bord. M-am îngrijit și de cabină pentru ea. Te-am întrebat dacă ești gata să pleci cu mine. Să pleci cu mine de bunăvoie, Elida. Nu mă întreba. Nu mă mai ispiti așa. A sunat la bord prima oară. Acum trebuie să spui da sau nu. Hotărârea. Hotărârea pentru toată viața. Să nu mai poți reveni niciodată. Niciodată, Elida. Peste jumătate de oră va fi prea târziu. De ce ții atât de neclintit la mine? Că nu simți cum simt și eu, că noi ne aparținem unul altuia. Crezi e pentru că ne-am făgăduit? O făgăduială nu poate lega pe nimeni. Pe niciun bărbat de nicio femeie. Și pe nicio femeie de niciun bărbat. Țin atât de neclintit la tine pentru că nu pot altfel. De ce n-ai venit mai demult? Elida. Atracția, ademenirea și chemarea asta a necunoscutului. Toată puterea mării e adunat aici. Ce înseamnă asta? Ce vrei? De ce vii spre mine? Te văd și te aud, Elida. Așadar, pe mine mă alegi totuși până la urmă. Soția mea nu are nicio alegere de făcut. Eu sunt aici ca să aleg pentru ea și ca să o apăr. Da, să o apăr. Dacă nu te decizi să pleci de aici, știi la ce te expui? Nu, 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 Vanghel, asta nu. Ce vrei să faci? Voi cere să fii arestat, imediat, înainte de a ajunge pe bord. Pentru că dețin desture date despre moartea capitanului acela atunci la Skjoldviggen. Vanghel, cum poți? Mă așteptam la asta și de aceea m-am pregătit. Nu, 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 nu l-am omorât. Aruncă revolverul sau mai bine omoară-mă pe mine. Nici pe el, nici pe tine. Fii liniștită. Asta e pentru uz personal. Pentru că vreau să trăiesc și să mor ca un om liber. Vanghel, lasă-mă să-ți spun. Să-ți spun ca să audă și el. Poți, dacă vrei, să mă reții aici. Ai și puterea și mijloacele. Și chiar asta vrei să și faci. Dar sufletul meu, toate gândurile mele, toate năzuințele, toate dorințele, toate nostalgiile, nu le poți înlănțui. Vor șindui și vor zbura spre necunoscutul pentru care am fost creată și pe care tu mi l-ai închis. Văd bine, Irida, pas cu pas luneci de lângă mine. Da, da, simt și eu ceva negru, tenebre, vâlfâie în jurul meu. Nu, 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 nu vreau să ajungi până acolo, nu. Și fiindcă nu e nicio altă salvare pentru tine, în orice caz, eu nu văd alta. De aceea sunt de acord să se strice în voiala noastră. Așadar, acum poți să-ți alegi calea în cea mai deplină libertate. E adevărat? Adevărat? Ce spui tu? Vrei să spui din toată inima? Da. Din adâncul inimii mele rănite, asta vreau să spun. Și poți tu
poți lăsa să se întâmple asta? Da, pot. Pot. Pentru că te iubesc atât de mult. Atât de aproape. Atât de intim. Pătrunsesem în tine. Ani, viața împreună au făcut asta. Și eu? Eu care n-am avut ochi să văd. Gândurile tale mergeau pe alte căi. Acum însă, acum ești cu totul dezlegată de mine și de toate ale mele. Acum propria și adevărata ta viață poate reintra din nou în propriul ei făgaș. Pentru că acum poți alege în libertate și pe propria ta răspundere, Elida. Libertate și pe propria mea răspundere? Pe propria mea răspundere? Asta este... asta e ceva care te transformă. Auzi, Elida, sună pentru ultima oară. Vino. După câte s-au întâmplat, niciodată n-am să plec cu tine. Nu vii? Vangel, niciodată n-am să te pot părăsi după toate astea. Elida, s-a terminat, deci, totul? Da. S-a sfârșit pentru totdeauna. Văd. E ceva aici mai tare decât voința mea. Voința ta nu mai are nici greutatea unui fulg pentru mine. Nu mă mai sperii de tine. Și nimic nu mă mai atrage. Adio, doamnă. De acum încolo nu mai ești decât un naufragiu în viața mea. Elida, sufletul tău e ca marea, cu fluxul și refluxul ei. De unde a venit transformarea? Nu pricepi că transformarea a venit, că trebuia să vină când am putut alege în libertate. Și necunoscutul nu te mai atrage? Nu, nici nu mă atrage, nici nu mă sperie. Am putut să-l văd până în adânc, să pătrund în el, dacă aș fi vrut. Abia acum am putut alege. De aceea am și putut să renunț la el. Încep să te înțeleg încetul cu încetul. Tu gândești și simți în imagini și în reprezentări vizuale. Nostalgia și înclinarea ta pentru mare, atracția pentru el, toate erau expresia unei nevoi adânci de libertate care se trezea și creștea în tine, nimic altceva. Nu știu ce să spun. Știu însă că ai fost un bun medic pentru mine. Tu ai găsit unicul leac pentru mine și ai avut curajul să-l folosești. Așadar, acum te întorci la mine, Elida. Da, dragul și credinciosul meu, Vangel. Mă întorc la tine. Acum pot să o fac. Pentru că acum vin la tine în libertate, de bunăvoie și pe propria mea răspundere. Ați ascultat Femeia Mării de Henry Gibson. Distribuția a fost următoarea: Elida, Valeria Seciu.
Vangel, Victor Ebengiuc. Bolet, Rodica Negrea. Arnholm, Alexandru Repan. Hilde, Mirela Gorea. Lingstrand, Marcel Iureș. Marinarul, Mircea Albulescu. Balested, Mircea Angelescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic. Regia artistică, Olimpia Arghir.